Iov, perseverența sfinților. Cartea Iov se deschide cu prezentarea unui om plăcut și foarte apreciat înaintea lui Dumnezeu. Apoi, intrăm în spatele scenei unde ni se prezintă o ședință în lumea spirituală la care apare și adversarul. Satan, adversarul, îl acuză pe Dumnezeu de faptul că acesta își mituiește supușii. Și de aceea, doar de aceea, îi sunt loiali. Dumnezeu îi binecuvântează cu bună stare materială, familială, fizică și doar de aceea supușii îi sunt loiali. Dumnezeu îndrăznește, preia mănușa aruncată de satan și îi permite acestuia, îi dă pe mână averea și sănătatea lui Iov. Satan îi le ia și le face praf pe toate. Trei prieteni vin în vizită cu gândul de a-l mângâia, de a fi alături, de a fi aproape. După șapte zile de jale de tăcere, Iov deschide gura și își face cunoscută plângerea, durerea. Din momentul acela, un dialog încărcat, la început cu un iz de judecată, se pornește și apoi dialogul degenerează. Elifaz, Bildat și Tsofar încearcă să explice suferința ce a năpădit viața lui Iov ca fiind o urmare a păcatelor lui Iov, fiecare argumentând dintr-o altă perspectivă. Iov le răspunde fiecăruia și de fiecare dată, ca să folosesc expresia scripturii, Iov, citez, se ține tare în neprihănirea lui. Și prin acest se ține tare în neprihănirea lui, nu înseamnă că el afirmă că nu a păcătuit deloc niciodată, ci afirmă că și-a rezolvat toate păcatele de fiecare dată așa cum trebuia înaintea lui Dumnezeu. Așa că Iov se ține tare în neprihănirea lui și își exprimă doar nedumerirea pentru suferința de care are parte. El nu știa ce se întâmplase în spatele scenei. După prima serie de discursuri, dialogul degenerează și devine mai violent. I-am auzit pe fiecare spunând ceva și primind un răspuns. Putem deja trage o primă concluzie, cât se poate de practică și pentru noi, cei de astăzi. Și anume, cea mai mare problemă în comunicare este că noi nu ascultăm ca să înțelegem, ci ascultăm ca să răspundem. Iar un răspuns pripit generează un alt răspuns pripit până când atacul la persoană încarcă atmosfera oricărui dialog. Așa s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și în zilele noastre între noi. Haideți să călătorim prin capitolele 15, 16 și 17, să auzim a doua serie a discursului Elifaz și răspunsului Iov. Pentru că ping acesta verbal continuă într-un fel asemănător, doar că mai agitat, mai aspru. Vom încerca să spicuim din aceste capitole câteva teme practice de viață pentru noi. Discuția între cei doi continuă cât se poate de aspru. Noi ne vom uita la câteva teme practice pentru viața noastră de astăzi. Și dialogul începe astăzi, capitolul 15, de la 1 la 16, Elifaz își dă drumul. Și ascultați cu atenție, în câteva versete doar, tonul cu care acesta se repornește împotriva lui Iov. Și Elifaz spune, răspunde oare înțeleptul cu o cunoștință de șartă? Se refer la Iov. Răspunde oare înțeleptul cu o cunoștință de șartă și își umple pântecul cu vânt de est? Cel înțelept se umflă în pene, în alte cuvinte, să dă mare? Să se apere folosind cuvinte nefolositoare sau o vorbire fără de folos? Face înțeleptul, vorbește fără folos, folosește cuvinte nefolositoare cel înțelept? Eu tu asta faci. Deci nu ești înțelept. Și continuă Elifaz. Tu dai la o parte chiar și teama de Dumnezeu. Și împiedici cugetarea înaintea lui Dumnezeu. Căci nelegiuirea ta îți învață gura. Și ai ales limba celor vicleni. Guratate condamnă, nu eu, spune Elifaz. Buzele tale eu vă mărturisesc împotriva ta. Crezi că tu te-ai născut primul între oameni, te crezi așa de deștept? Ai fost adus pe lume înaintea dealurilor? Ai fost tu la sfatul lui Dumnezeu? Tu ești singurul care are înțelepciune? Atacul la persoana deja se simte. Nu mai are treabă cu păcatele pe care probabil le-ai săvârșit, cautățile și recunoaște și Dumnezeu te va scăpa. O, oh, Iov, nu, 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 stai puțin. Tu ești cel viclean, ești cel arogant, rău intenționat, blasfemiator, până și rațiunea și înțelepciunea ta îmi ridică întrebări cum că le-ai avea. În loc, în loc să îi crească sensibilitatea față de cel ce suferă, îi crește irit. Tarea și întărătarea. Ce face Elifaz aici? Încearcă să-l intimideze pe Iov. Și deja aici avem o mică temă, un subiect cât se poate de actual pentru oricare dintre noi. Un semnal de alarmă cu privire la intimidare ca metodă de luptă. Ne regăsim cu toți aici. Urmăriți-vă dialogurile și îmi spun și mie asta. Urmăriți-vă dialogurile cu unul sau cu altul. Și când nu mai ai argumente pe nesimțite, într-un mod impulsiv, apelăm la intimidare. Apelăm la un atac la persoană. Încercăm să ne ridicăm deasupra celuilalt și să găsim o problemă în el și în felul lui de a fi. Intimidarea este un comportament repetat și agresiv care are ca rezultat un dezechilibru de putere între agresor și victimă. Iar daunele intimidării nu sunt mici. Intimidarea presupune să năvălești asupra celuilalt cu niște atacuri la persoană, să-l apeși acolo unde știi că doare. Ca să câștigi argumentul, ca să-ți împui punctul de vedere, ca să fie clar cine are dreptate. Și cât de des ne într-o astfel de atitudine. Să te aperi de intimidare poate fi dificil, dar există câteva strategii pe care le poți folosi pentru a-ți proteja integritatea și a face față agresorului. Iată câteva sfaturi concrete, câțiva pași concreți. Cum să te aperi de intimidare? Pentru că uneori noi suntem cei care intimidăm, alteori suntem cei care suntem intimidați. 1. Rămâi calm și sigur pe tine. Nu te arăta afectat de agresor. El asta și caută. Caută niște reacții puternice din partea victimei. El caută să te surprindă prin vorbele pe care le spune, prin atacul la persoana pe care le spune, caută să te surprindă, caută să își arate superioritate, să te apese, să te strângă undeva. E bine, menținerea unui comportament liniștit poate reduce plăcerea sau sentimentul victoriei pe care agresorul o caută. Că el asta caută. Întâi vrea să-ți închide gura, să nu mai poți spune nimic că te-a atins exact unde a vrut el și ești învins. Mențineți un comportament liniștit, chiar dacă fier pe dinăuntru. Pentru că îl învingi, îi tai avântul, tocmai primul avânt prin care vrea să-și arate superioritatea. O altă strategie poate fi evitarea contactului vizual cu agresorul. Acesta, evitarea contactului, poate transmite că nu ești dispus să întreții conflictul și că nu-i acorzi importanță disipezi puțin agresiunea care vine peste tine. O a treia strategie poate să fie statul în grupuri, să te alături unor prieteni. De intimidare avem parte acasă, avem parte la serviciu, avem parte la școală. Atunci când cei care caută să te intimideze, te urmăresc, încearcă să nu fii singur. Agresorii pot fi mai puțin predispuși să atace grupuri mari de oameni. Așa că dacă ești într-o astfel de situație, încearcă să stai mereu pe lângă cineva, să nu-i dea ocazia să te găsească singur. 4. Comunică non-violent. Spune agresorului ferm, dar calm, că nu ești de acord cu comportamentul lui și că vrei să fii tratat cu respect. Asta îi transmite că știu ce faci, știu ce urmărești, n-am de gând să intru în jocul tău. Și de ce nu? A cincea strategie, a cincilea pas ar putea fi nu ezita să ceri ajutor. Să folosești resursele disponibile pentru a te proteja și a-ți menține starea de bine. Caut ajutor! Suntem uneori victime, alteori agresori. Poate învățăm și unii și alții câte ceva de aici. Dialogul dintre ei continuă. Și următorul lucru de care se leagă Elifaz sunt cuvintele nefolositoare sau vorbirea fără folos. Și îl acuză pe Iov de astfel de cuvinte nefolositoare sau vorbire fără folos. La rândul lui Iov când îi răspunde în capitolul 16 cu 3, Iov preia conceptul, tema aceasta, subiectul și el spune, o, oare vor avea sfârșit aceste vorbe în vânt, vorbe degeaba sau nefolositoare, fără folos? Eu voi răspunde la fel, stai puțin. Tu spui despre mine că vorbesc cuvinte nefolositoare, am vorbe fără folos, dar tu cât ai de gând să continui cu ele? Iată, s-ar putea să fie o altă temă în care am putea învăța ceva din lupta lor verbală. Și anume, cuvintele care nu se pot transforma în fapte sunt nefolositoare. Nu știu dacă v-ați gândit așa vreodată. Cuvintele care nu se pot transforma în fapte sunt nefolositoare. Iată, acesta poate fi un test privitor la valoarea vorbirii. Cuvintele pe care le rostești au corespondent în faptele pretinse de ele? Dacă nu sunt nefolositoare. De exemplu, dacă spui, îți trag una de vestele verzi, știi că nu se poate întâmpla una ca asta, e degeaba ce ai spus. Cuvintele sunt nefolositoare. Sau spui, dacă ales să spui, ești un nimic. Și astea sunt nefolositoare. Pentru că cel din fața ta nu este un nimic. Pentru că la ceva, cu siguranță, este bun. Are valoare intrinsecă. Și atunci, iată un test prin care ne putem gândi, ne putem evalua cuvintele noastre, folositoare sau nu. Dacă cuvintele pe care le-am rostit nu se pot transforma în fapte, N-au no, un corespondent real, sunt degeaba. Sau poți să spui întrebarea invers. Ai fi gata să pui în aplicare cuvintele rostite sau nu? Și dacă n-ai fi gata, le-ai rostit degeaba. Le-ai rostit ca să rănească. Au fost fără folos. Cuvintele pe care nu suntem gata să le punem în practică sunt degeaba, sunt nefolositoare. Și pe ideea aceasta a luptei verbale, continuă și Elifaz și răspunde și Iov. În versetul 6 din capitolul 15, Elifaz îi spune, Gura ta te condamnă, nu eu, buzele tale mărturisesc împotriva ta. În 16 cu 5, Iov îi răspunde, Dacă voiați fi în locul meu, gura mea va încuraja, iar mânghierea buzelor mele va alina. Cuvintele au putere. Pot aduce viață sau pot aduce moarte. Proverbe 18 cu 21 spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Așa că poate ar merita să ținem minte următorul adevăr. O vorbă bună nu ți rănește limba. Pentru că vorbirea are impact. Iacov ne învață în capitolul 3, subliniază acest adevăr, vorbirea are impact, spune el în versetul 3. Limba este o parte mică din trup, dar se laudă cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Vorbirea ta are impact. Și tot el spune mai în jos, în versul 7, că vorbirea poate fi fatală. Ea, limba, este un rău pe care nimeni nu poate liniști, plin de venin, aducător de moarte. O vorbă bună nu ți rănește limba. Spune-o? O vorbă nefolositoare este orice vorbă pe care nu suntem gata să o punem în practică. Este nefolositoare. După ce Elie Faz sare la gâtul lui Iov și îl atacă personal își schimbă puțin strategia din versetul 17, capitolul 15 și vorbește despre soarta celor răi cu un iz al discursului, sugerându lui Iov, uite de asta e soarta celor răi, dar tu ești la răul de fapt. Așa că Elifaz, foarte sigur pe el, sigur că are dreptate în judecata lui, vorbește cu o siguranță riscantă. Ascultați câteva afirmații de ale lui din capitolul 15. De exemplu, el spune, cel rău se chinuie în durere. Oare așa să fie întotdeauna? Cel rău se chinuie în durere în toate zilele vieții sale. Serios? Eu nu prea observ asta în realitatea de zi cu zi. Când toate par bine, tâlharii atacă. Da și nu. Sau versul 23. Aleargă încoace și încolo după pâine zicând, unde este? Nici asta nu cred că e chiar așa de adevărat că această judecată este complet adevărată? Necazul și neliniștea în înspăimântă. Hmm. Vedem destui oameni răi care o duc bine, mersi. El încearcă să spună cel rău o duce rău. Dar noi știm din experiența vieții că nu este chiar așa. Asaf în psalmul 73 din potrivă a vorbește dintr-o altă perspectivă. Cât despre mine, spune el, erau să mi se îndoaie picioarele. Era cât pe ce să-mi alunece pașii, căci îi invidiam pe cei lăudăroși când vedeam bunăstarea celor răi. Căci ei, cei răi, n-au parte de remușcări până la moarte, iar trupul este plin de grăsime. O duc foarte bine. N-au parte de necazul muritorului de rând și nu sunt loviți ca alți oameni. Iată o privire mai realistă asupra vieții? Sau uitați-vă la Solomon în Eclesiastul. El spune, este o deșertăciune care se petrece pe pământ și anume sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele. Și sunt oameni răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Mai degrabă, asta este realitatea vieții, realitatea de pe teren. Și cum de cei cum de scapă cei nepedepsiți? Cum de scapă nepedepsiți cei răi? Ei bine, răspunsul este: nu scapă. Chiar dacă vedem o astfel de nedreptate în lume, nu vă faceți grijuri, nu scapă. Pentru că justiția amânată nu este neapărat justiție anulată. Vine o zi când Dumnezeu va cere socoteala pentru răul săvârșit. Bine, dar de ce Dumnezeu nu pedepsește imediat răul? De ce nu îi învață imediat lecția pe cei răi? De ce? Răspunsul dă Domnul Isus în parabola greului și neghinei, în Matei 13. Ascultați cu atenție să vedeți răspunsul. De ce nu pedepsește Dumnezeu imediat răul și ne lasă în față un astfel de perplexități în care cei răi o duc bine și cei buni nu o duc bine? De ce? Nu pedepsește imediat răul? Ascultați parabola. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la ivială și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis, vrei dar, vrei, dar să mergem și să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Deci, putem învăța că Dumnezeu tolerează nedreptatea și nu o smulge afară de îndată ce are loc, ca nu cumva smulgând-o să jeneze sau să impieteze viața celor drepți. Conectați cu rădăcinile celor nedrepți. Pentru că, nu e așa? De multe ori când Dumnezeu acționează cu dreptatea lui absolută, noi nu -i o înțelegem ne revoltăm sau ne întărătăm. Pentru că uneori, dacă ar acționa cu dreptatea lui absolută, imediat ce se face răul, ne afectează și pe noi, pentru că suntem legați uneori de cei răi, prin tot felul de relații. Un Dumnezeu iubitor, deci, își poate permite să tolereze neghina, privându-ne de un confort temporar, pentru a ne îndruma spre maturizare o maturizare care să-i permite smulgerea neghinei fără consecințe asupra greului. Așa că izul discursului lui Elifaz despre soarta celor răi este îndreptat spre Iov, spuneam. Este un apropo către Iov. Iov, tu unul dintre ei și soarta ta nu se arată ca fiind una fericită. Învățăm ceva de aici, eu cred că putem învăța ceva, și anume, Înțelepciunea umană este întotdeauna parțială și temporară. Așa că orice încredere absolută în judecata ta, în concluzia ta, este periculoasă. Aplicația, atenție la evaluările tale. Evaluarea comportamentului cuiva nu trebuie făcută nici superficial, nici în pripă. Mai târziu se poate întoarce împotriva ta. De deci ce este încași gratuit cu vinovăție? Recunoaște înțelepciunea ta este întotdeauna parțială și temporară. Fii atent la valorile tale. Nu porni cu o siguranță din asta riscantă să dai verdicte. El fază și încheie dialogul, partea lui, cu această etichetă, cu această siguranță riscantă. Eu vă răspund în capitolul 16. Și ascultați cum răspunde el. Am auzit multe lucruri ca acestea, spune eu. Sunteți cu toții niște mângâietori jalnici. Oare vor avea sfârșit aceste vorbe în vânt? Răspunde cu aceeași monedă. Sau ce-ți dă imbold când răspunzi? Și eu aș putea vorbi ca voi dacă ați fi în locul meu? Aș ține cuvântări alese împotriva voastră și aș da din cap înaintea voastră? Aș putea să fac asta? dar gura mea va încuraja, iar mânghierea buzelor mele va alina. Oare găsim ceva învățătură pentru noi astăzi despre vorbirea noastră, despre empatia, compasiunea pe care, înțelegerea pe care o putem arăta altora? Lipsa empatiei poate conduce la oferirea unor soluții superficiale sau necerute de nimeni. Cu câteva zile în urmă, un tată, stau de povești cu un tată, care are o fică, sau mai multe, și una din fiicele lui vine la el, îmi povestește cu un iz de umor, experiența de care au avut parte cu o zi înainte. Și spune, vine fică mea la mine și îmi spune bla, 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 uit așa pe dincolo și trage o poveste cu o problemă pe care o are. Și tatăl o ascultă și spune, da, bun, e clar, e regulă. uite te A, B, C, D. Patru soluții, astea le aplici uh, și am rezolvat problema. La care fica spune, tati, nu pricep nimic. Păi de ce? Răspunde tatăl. Am vrut doar să mă plâng și eu cuiva și tu vii la mine cu A, B, C, D. Uneori s-ar putea să ne regăsim în povestea asta. Vor doar să se plângă, să se descarce. Și noi repede venim cu soluții. Iov îi numește pe prietenii lui niște mângâietori jalnici. Cum arată un mângâietor jalnic? Iată un posibil portret al mângâietorului jalnic. Poate ne regăsim acolo. Poate am avut parte să fim mângâiați în felul acesta. Dar să nu avem niciun sentiment de superioritate. De cele mai multe ori facem la fel. Undeva tot ne regăsim. Mângâietorul jalnic lansează judecăți. Repede. Acuză. Mângătorul jalnic livrează automat soluții. Mângătorul jalnic ține predici. Și ți ia versetele și ți le pune cap la cap și merge acasă cu trei puncte clare. Mânghetorul jalnic uneori îți face morală. S-a mai spus, chestia asta n-are ce căuta aici. De câte ori trebuie să-ți spun? Tu nu-ți dai seama că nu știu ce și nu știu cum? Mângătorul jalnic, altor amenință, ce o să vină peste tine, Pff, nu se poate, asta e, ești gata. Se năruie cerul pe tine, ce ai făcut. Altor, mângătorul jalnic, ia în glumă. Ce? Hai să fim serioși. Asta e problema. Hai. Mă. du te acasă, ești. Hai să trecem peste. E în glumă. sunteți cu toții, spune Iov prietenilor lui, niște mângâietori jalnici. Noi cum suntem. Gura mea va încuraja, spune Iov, iar mânghierea buzelor mele va ralina. E bine, nu așa până acum, în toate duminicile acestea, am tot văzut cum nu trebuie să răspunzi la suferința cuiva. Am văzut că nu se face, nu așa trebuie, nu așa se cade să fie făcut. Bun, am văzut cum nu trebuie să răspunzi la suferința cuiva, dar oare cum ar trebui să răspunzi la suferința cuiva? Cum poți mângâia cu adevărat? Cum? Iată câteva posibile repere. Ca să poți mângâia cu adevărat pe cineva, sunt câteva lucruri pe care le poți face. Unu, amintește-ți, bagă -ți în cap că și ei sunt oameni, că trec prin greutăți și ție poate că ți este bine acum, Amintește-ți că sunt oameni. Filipen 2 cu 3 ne îndeamnă să nu vă purtați unii cu alții într-un mod plin de mândrie, ci să aveți o atitudine umilă și să considerați că ceilalți sunt mai importanți decât voi înși vă. Sunt importanți, sunt oameni. Nu sunt niște obiecte în fața ta. Doi, amintește că nici tu nu ești mai bun. Cine nu are păcat, să arunce primul cu piatra în ea, zice Iisus în Ioan 8 cu 7. Amintește-ți că nu ești mai bun. Renunță la încercarea, la poziția, la tendința de a ne asigura o poziție de superioritate. Amintește-ți că nu ești mai bun. Te ajută acest, acești prim doi pași. Te ajută să îți crească măcar compasiune dacă nu e empatia față de cel din fața ta. Te ajută să te pui pe tine la locul tău. în condițiile potrivite, pot face și eu aceleași păcate sau pot avea parte de aceleași necazuri. Trei, echipează-te cu ținuta potrivită. Colosen 3 cu 12. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de și memorarea acestui verset, să o ai, să-l știi, să-l treci prin capul tău în timp ce omul vorbește cu tine, în timp ce omul vine să-și verse necazul, te ține în niște limite sănătoase. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândețe, de îndelungă răbdare, de îngăduință. Iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Colosen 3, cu 12, poate fi un verset extraordinar, care îți dă echilibru în timp ce vorbești cu oamenii. Și când pregătești trenul așa, poți să faci și următorii pași. Când e șocat, nu te arăta șocat. Îl vei descuraja pe celălalt să continue povestea. Taci și pune întrebări de detaliu ca să înțelegi întreaga situație. Apoi, când ți se pun întrebări, când strigă după ajutor, răspunde, că nu, nu. Fiecare să fie grabnic să asculte, încet să vorbească, și încet la mânie, spune Iacov 1 cu 19. Nu încerca să umpli spațiu, faci mai mult rău. Și un lucru pe care îl mai putem face ca să mângâiem, când Duhul Sfânt îți dă de înțeles. Aici intervine discernământul spiritual. Când Duhul Sfânt îți dă de înțeles că ar trebui să vorbești și mai ales să spune și ce să vorbești, atunci vorbește. Cum îmi spune Duhul Sfânt? Cum îmi dezvolt discernământul acesta? Cel mai simplu lucru de făcut este o atmosferă de rugăciune interioară. Este benefică și de rezultate. Garantat. Un soi de omul din fața ta îl privești ca fiind un om, îl privești ca fiind la fel de bun și de valoros ca tine. Ești plin de toate caracteristicile acestea și discuți cu Duhul Sfânt. Doamne, ce să-i spun? Ce ar fi potrivit să-i spun? Cum să înțeleg ce îmi zice El? Și în această conexiune cu Dumnezeu, în timpul dialogului, vei ști când să intervii și mai ales ce să spui. Dar asigură-te mai întâi că Duhul Sfânt îți dă de înțeles. Caută înțelepciunea aceasta ce vine de sus. El a promis că o dă. Eu le pe cuvânt să fie cuvintele voastre întotdeauna pline de har, așa încât să știți cum să răspundeți fiecăruia în parte. Când cuvintele tale sunt pline de har, când ai o vorbă bună, pregătită, de spus, când ești plin de îndurare, de lungă răbdare, bunătate și așa mai departe, vei ști cum să răspunzi. Când te pregătești astfel pentru un dialog, vei ști ce să spui. Garantat. Pentru că lipsa empatiei sau a compasiunii îl afundă mai adânc pe cel aflat în necas. Dar în același timp trebuie să recunoaștem nici empatia sau compasiunea goală, nici empatia sau compasiunea de unele singure nu-l scoate din necas pe om. Faptul că îl tot înțelegi și simți ce simte el nu-l scoate din necas. Și știm cu toții, sunt unii oameni aviz după a fi înțeleși de dragul de a fi înțeleși, fără să dorească, de fapt, să iasă din cercul vicios în care se află. Și atunci, trebuie să-ți folosești și acolo discernământul spiritual când trebuie să faci niște pași, de a-l scoate din cercul vicios, nu doar de a consuma timpul cu aviditatea asta după a fi înțeleși. După răspunsul acesta lui Iov, răspuns direct, adresat lui Elifaz, Iov își continuă dialogul îndreptându-și ochii spre Dumnezeu. Își dă drumul la emoții, emoții ieșite de sub control. Și și aici cred că putem găsi o învățătură pentru noi astăzi. Ascultați-l de la 6, versul 6 la 14. Totuși, dacă vorbesc, nu mi se micșorează durerea. Iar dacă tac, cât din ea pleacă de la mine? Și acum ascultați. Dar acum el m-a lăsat fără puteri. Tu, cu Dumnezeu vorbește, i-ai distrus pe toți apropiații mei. M-ai epuizat și lucrul acesta stă ca mărturie. Slăbiciunea mea se ridică împotriva mea și mă învinuiește. El, Dumnezeu, mă sfâșie și mă suprește în mânia lui. Scrâșnește din dinți împotriva mea. Serios? Dumnezeu mă lasă la bunul placa celui nelegiuit și mă aruncă în brațele celor răi. Eram în pace, dar m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, m-a luat Ar arca și lui m-a înconjurat, el îmi străpunge rinichii fără milă. Serios. Și îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucată cu bucată, se năpustește asupra mea ca un războinic. Emoții avem cu toții. Dar emoțiile pot să fie bune și rele. Citind cartea Iov, avem tendința să incriminăm pe cei trei. incriminăm și îi criticăm și facem cu ou și cu oțet. Și îl absolvim pe Iov fără discernământ. Ca și cum Iov spune numai bine și el are tot dreptul să-și verse toate emoțiile. Că doar el suferă, nu? E bine, nu știu dacă lucrurile stau chiar așa. Este bine să fii conștient de emoții, dar sunt situații în care ele trebuie strunite, date la o parte, puse la punct. Altfel, te poți zic că sar limitele, că ți faci rău, că te expui periculos. Exact ceea ce face Iov. Da, Iov trece prin necaz, prin durere, cruntă, e adevărat. Dar emoțiile lui îl fac să sară calul. Și nu spuneau asta. Când Dumnezeu ia cuvântul și o să vedem mai în detaliu atunci, Dumnezeu îi spune în 38 cu 2, cine este cel ce mi întunecă sfatul prin cuvântări lipsite de pricepere? Despre Iov vorbește. Cine ești tu, Iov, cu cuvântările tale neînțelepte? Sau 40 cu 2, ești încredințat acum tu, Iov, care vorbești împotriva tot puternic. Opa! Bine, dar pe el îl doare, își dă drumul emoțiilor. Așa și emoțiile pot fi bune sau pot fi rele. Ascultați cum continuă Dumnezeu. Tu, Iov, care mustri pe Dumnezeu, mai ai un răspuns de dat? Îl mustră pe Dumnezeu. 48. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să scoți dreptatea? Iov este scuturat puțin de Dumnezeu datorită sau din cauza emoțiilor ieșite de sub control. Cum ne ocupăm de emoțiile noastre? Poate fi o aplicație practică. Nu cred că îl putem absolvi pe IUV de emoțiile necontrolate, care le dă guess, le de curs. Poți să te gândești la emoții ca la prietenii tăi buni. Chiar dacă ei, prietenii tăi buni, au cele mai bune intenții în inimă, asta nu-i face imuni la ți da sfaturi greșite. Și atunci, cu respect, trebuie să ignori sau să-ți vezi de treabă. Și atunci, asta am putea să învățăm. Emoțiile ne pot da deseori sfaturi greșite. Pentru că unele emoții sunt bune, altele sunt rele. Exact așa cum oamenii te pot sfătui prost sau raționarea ta poate fi defectă, tot așa emoțiile tale te pot pune pe o cale greșită. Și din loc în loc, iov derapiază și Dumnezeu îl ia la răspundere. Îl trage la răspundere. Așa că aplicația pentru noi, legată de emoțiile noastre, poate mai învățăm ceva. Emoțiile trebuie strunite, puse la punct, în funcție de caz, atunci când intră în conflict cu valorile tale. Când emoțiile pe care le experimentezi te îndepărtează de valorile în care crezi, când începe să ți le carieze, trebuie puse la punct, trebuie strunite. Dacă emoția anumită, ură, o lași acolo, începe să-ți carieze respectul pentru oameni, nu poți să nutrești și să hrănești anumite emoții negative pentru că îți strică toate valorile pe care le ai. Îți distruge standardul de viață. Când emoțiile tale intră în conflict cu valorile tale, ele trebuie strunite, puse la punct. Un al doilea caz în care ele trebuie strunite este atunci când te conduc la manifestări agresive. Mânia este o emoție greșit înțeleasă. Porunca biblică este să nu apună soarele peste mânia ta. De ce? Pentru că neapunând sau așa, pentru că îți poate dezvolta agresivitatea și războnarea. Dacă nu ții mânia în frâu, agresivitatea și războnarea pot crește în tine. Bine, dar nu este nesănătos să suprim mânia. Eu cred că nu. Aceasta este o veche superstiție de pe vremea lui Freud. Suprimarea emoțională, când este făcută judicios, este o deprindere sănătoasă și necesară. Aș spune chiar obligatorie pentru viața unei comunități indiferent că comunitatea înseamnă familie, biserică și orice alt mediu în care îți duci viața. Emoțiile trebuie strunite și atunci când produc îngrijorare excesivă și prelungită. Când folosești, de exemplu, emoția anumită îngrijorare ca să te ferești de anxietate, crezi mai mult anxietate. Pentru că îngrijorarea hrănește neliniștea. Și atunci, nu are niciun sens să lași îngrijorarea să te mănânce. Cum o să fie? Ce o să iasă? Războaie peste tot? Economiile blocate? Ce-o fi de noi? Îngrijorarea excesivă și prelungită? Trebuie strunită. Altfel te mănâncă, te viu. Și un al patrulea caz în care emoțiile trebuie să fie strunite este atunci când te conduc la ruminare sau la o rumegare îndelungată. Emoții precum tristețea și vinovăția pot declanșa ruminarea. Tristețea și vinovăția lăsate acolo în tine te pot măcina pe dinăuntru și te conduc la mai multă tristețe și mai multă vinovăție, poate chiar la depresie pe termen lung. Așa că, doar faptul că poate fi folositoare analizarea emoțiilor și a cauzelor lor, nu înseamnă că întotdeauna și este. Uneori, pur și simplu, emoțiilor negative trebuie să le spui nu, să le pui la punct. Ca să poți trăi o viață integrată. Și Iov își continuă apărarea cu următoarele cuvinte care ne învață ceva despre încredere. Poate o altă lecție practică de viață. Mi-am căsut o pânză de sac pe piele și mi-am plecat capul în țărână. Fața mi este roșie de plâns, iar, ploapele mele, iar pe ploapele mele este umbra morții, deși în mâinile mele nu este nicio nelegiuire, nicio violență. În alte cuvinte spune, mi greu, mă căiesc, nu mai pot, deși n-am făcut nimic rău. Eu se ține tare în neprihănirea lui. În 17 cu 3 este tot răspunsul lui Iov, spune, te rog, pledează pentru mine, cine altcineva ar putea garanta pentru mine, spune lui Dumnezeu. În alte cuvinte, Doamne, garantează tu pentru mine, dar tu îmi știi viața? Tu știi unde am greșit și cum am rezolvat păcatul? Garantează tu pentru mine, te rog. Și apoi în versetul 9 din 17 spune, totuși cel drept își va menține calea și cel cu minele curate se întărește tot mai mult. În alte cuvinte, Iov își încheie răspunsul din nou apelând la încrederea în Dumnezeu. Iov să ține tare în neprihănirea lui. Care e aplicația pentru noi? Poate găsim o aplicație. Poate ne regăsim următoarea situație. Când cel rău va încerca să te descurajeze și să aducă îndoială în mintea ta cum că păcatele tale sunt active și nerezolvate, că orice ți se întâmplă sunt cauzate de păcatele tale. E bine, Putem învăța următorul lucru. Dacă ai urmat îndeaproape calea oferită de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor tale, stai încrezător în cuvântul Lui. Nu te lăsa manipulat, destabilizat, doborât când știi că ai făcut tot ce stăteam putință să faci. Doamne, garantează-te pentru mine. Am făcut tot ce am putut. Nu te lăsa doborât de cei de lângă tine. Jertfa lui Iisus îți dă integritatea chiar dacă alții ți-o contestă. Și în răspunsul lui Iov, mai întâlnim încă o temă. Tema prieteniei și a nevoii de a avea pe cineva lângă tine. În 16 cu 20, Iov spune, prietenii mei râd de mine, iar ochii mei varsă lacrimi către Dumnezeu. Iov tânjește după niște prieteni adevărați. Parcă nu mi destul, am pierdut tot, tot ce am avut, familia, sănătatea, nu mai am nici prieteni, prietenii mei râde de mine. Eu vă după niște prieteni adevărați, pentru că întotdeauna este mai bine doi decât unul, spune Eclesiastul. Adică prietenia este o investiție înțeleaptă. Prietenia se probează prin ceea ce faci, nu prin ceea ce declari. Prieteni de, de vreme bună avem cu toții, dar abia necazul probează relația. Așa că, cum ar fi să ne verificăm prietenii pe care îi avem sau să ne verificăm ce fel de prieteni suntem noi față de alții prin cheia eclesiastului. Prietenul adevărat oferă susținere când cazi. Căci dacă se întâmplă să cadă, spune înțeleptul Solomon, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Așa că oferă susținere pentru că s-ar putea să vină și rândul tău să cazi și vei avea nevoie de cineva care să te ridice. Oferă susținere și pentru un al doilea motiv. Copiii tăi vor vedea exemplul și vei lăsa un model valoros în urmă pentru viața lor. Oferă susținere și pentru că comunitatea în care îți duci viața va fi mai de dorit. O comunitate în care oamenii se susțin când cad nu se calcă mai tare în picioare. Prietenul adevărat oferă susținere când cazi. Prietenul adevărat oferă căldură într-o lume rece. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Expresia pornește de, pornește de la o realitate fizică, dar se aplică la orice nivel. Este o metaforă aici. Așa că oferă căldură sau mângâiere, apreciere. De ce? Pentru că poate vei avea nevoie și tu de ea cândva. Și dacă ai știu să oferi la momentul potrivit, s-ar putea să ți se întoarcă. Să ai pe cineva care să vrea să ți -o întoarcă mângâierea, aprecierea. Oferă căldură și pentru că va fi un excelent exemplu pentru copiii tăi. Vreo, vei croi niște cărări de folos pentru ei și oferă mângâiere și apreciere pentru că comunitatea în care trăiești va fi mai de dorit. Cine nu-și dorește o comunitate în care ești înțeles, acceptat, apreciat? Prietenul adevărat, în al treilea rând, oferă protecție când vine pericolul. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă. Expresia nu se rezumă nici aici la protecția fizică, ci la orice fel de protecție emoțională, morală, spirituală. Prietenul adevărat oferă protecție. Fi pregătit să riști chiar imaginea sau chiar alte relații, pentru că atunci când e apărarea prietenului tău, dușmanii lui pot deveni și ai tăi. Așa că un prieten adevărat oferă protecție. De ce? Pentru că nu se știe când vei avea și tu nevoie de ea. Așa că oferă-o. De ce? Pentru că va constitui un model excepțional pentru copiii tăi. De ce? Să ofer protecție pentru că mediul în care îți duci viața, va fi mai bun? Așa că Iov tângește după niște prieteni care să-i ofere protecție, să-i ofere mângâiere, apreciere, să-i ofere susținere. Și el nu prea are parte de așa ceva. Dar este spre învățătura noastră ca să învățăm să fim prieteni și să învățăm să ne facem prieteni. Cum dezvolți o relație de prietenie sănătoasă? Foarte pe scurt, din înțelepciunea proverbelor. Câteva idei, câteva direcții. Vrei să ai prieteni buni? Începe să fii un prieten bun. Cum dezvolți o relație de prietenie sănătoasă? Unul nu sufoca relația. Adică păstrează măsura. Prea marea intimitate poate naște o mare rivalitate și vai câte exemple v-aș putea da. Proverbe 25 cu 17 sună, calcă rar în casa aproape lui tău, ca să nu se satură de tine și să te urască. Nu sufoca relația. Doi, nu sufoca adevărul de dragul relației. Le vei pierde pe amândouă. Proverbe 27 cu 6 spune, rănile făcute de un prieten dovedesc loialitatea lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Nu sufoca adevărul de dragul relației. Credincioșia Realitatea se arată și prin spunerea adevărului. 3. Uită greșelile rezolvate. Nu ține scorul greșelilor. Proverbe 79. Cine acopere, nu ignoră, cine acopere o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbire, dezbină pe prieteni. 4. Sfătuiește spre viață cel neprihănit arată prietenului său calea ca cea bună, spune proverbe 12 cu 26. Sfătuiește spre viață. Și 5. Nu strica prieteniile altora dacă vrei să ai la rândul tău prietenii adevărate. Se vede când le strici. Ce încredere mai are noul tău prieten când vede ce vorbești despre celălalt? Proverbe 16 cu 28. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Nu strica prieteniile altora dacă vrei să ai la rândul tău prietenii adevărate. Pentru că în momentul în care strici prietenia altora îți dezvălui caracterul și nu știu cine vrea să stea pe lângă tine. Iată un dialog a prins între Lifaz și Iov. Cu o mulțime de teme practice pentru noi. Ce am învățat până acum? Vă invit să plecați capul și să închidem ochii. Ca să recapitulăm lăsându-l pe Duhul Sfânt să ne vorbească acolo unde avem nevoie. Pentru că dacă din mulțimea temelor de astăzi, dacă din lista de aplicații practice una sau alta are mai mare co în noi, s-ar putea ca acolo Duhul Sfânt să spună, aici ai de lucru. Așa că așa cum stăm în liniște, haideți să vedem unde ne sublinează Duhul Sfânt ceva acolo în noi. Am învățat despre comunicare. Să ascultăm ca să înțelegem, nu ca să răspundem. Am învățat despre intimidare ca armă. Dacă ești intimidat de alții, apără-te. Nu te lăsa călcat în picioare. Am învățat despre vorbirea fără folos. Cuvintele care nu pot fi puse în aplicare sunt nefolositoare. Ești gata să faci ceea ce spui prin cuvintele tale? Dacă nu, nu le folosi. Am învățat despre vorbire, ea poate răni sau poate mângâia. Ai grijă să nu fii un mângâietor jalnic. Am mai învățat despre judecată. Nu te pripi cu judecata, de obicei nu deții toate datele. Iar înțelepciunea ta este parțială și temporară. Am învățat despre emoții. Nu le lăsa să-și facă de cap. Unele sunt negative și nu merită a fi îngrijite. Am învățat și despre încredere. Dacă ai făcut tot ceea ce Dumnezeu te învață să faci ca să capeți iertarea păcatelor, crede-L pe cuvânt. Ține-te tare în neprihănirea ta. ia pe El ca garant pentru viața ta. Și nu te lăsa destabilizat de cei din jur. Și am mai învățat despre prieteni și prietenie. Prietenia se probează prin ceea ce faci, nu prin ceea ce declari. Haideți să facem apel la bunătatea lui Dumnezeu care ne învață, care ne face bine. Haideți să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Pentru că inima lui nu ne ia de ceafă și nu ne zdrobește. Nu ne străpungerii rinichii fără milă. Haideți să-i cântăm bunătatea lui Dumnezeu și să o experimentăm și să fim recunoscători pentru ea.